pământul românesc sub stăpânire străină, oprimare și rezistență. Fidelitatea arătată de români față de curtea din Viena în timpul Revoluției din 1848-1849 a fost modest răsplătită. Între ungurii răsculați, dar având o masivă pondere politică în împărăția Habsburgilor și românii credincioși, dar una din numeroasele mici comunități etnice, curtea imperială nu putea să șovoie în alegere în pilda evanghelică, vițelul cel gras a fost tăiat pentru fiul risipitor, nu pentru cel cu minte, rămas alături de tatăl său. Până la reorganizarea Imperiului Austriac, pe baze dualiste, curtea din Viena a oferit câteva satisfacții românilor transilvăneni. Mai întâi, crearea în 1851 a Mitropoliei Unite de la Blaj și a două episcopii unite, Gherla și Lugoj care au fost totuși cel puțin în parte un dar otrăvit întrucât a provocat noi încordori între românii ortodoxi și cei greco-catolici. Un succes aparent important, dar în realitate efemer, a fost acceptarea de către autoritățile imperiale a cererilor formulate în 1861 de reprezentanții populației românești din Transilvania privind de reprezentarea în dietă ca bază pentru alegerea dietei în 1863. Caracterul majoritar românesc al populației Transilvaniei își spune cuvântul. În dietă intră 46 de români, 42 de unguri și 32 de sași. Inițial, reprezentanții maghiari au decis să boicoteze lucrările dietei, apoi 11 deputați au participat. Dieta, ale cărei lucrări s-au deschis la 16 iulie 1863 la Sibiu a votat egalitatea națiunii române și a confesiunilor sale cu celelalte națiuni și confesiuni și legea prin care limbile română, maghiară și germană erau recunoscute ca limbi ale administrației publice. Hotărârile dietei au fost confirmate de împărat la 26 octombrie 1863. Victoria remedicărilor românești părea deplină și irreversibilă, ceea ce explică entuziasmul ce a cuprins pe românii transilvăneni. Precum 1848 a fost anul învierii noastre ca popor, scria telegraful român, așa anul 1863 ne inaugură ca națiune. Acesta e câștigul cel grandios ce ne-l aduce dieta transilvană. Românii ortodoxi căpătau și ei o satisfacție. Biserica lor era scoasă de sub autoritatea ierarhilor sârbi și înălțată la rang de mitropolie cu reședința la Sibiu, având două episcopii în subordine, Arad și Caransebeș. Mitropolitul a devenit episcopul Andrei Șaguna, un pasionat combatant pentru drepturile românilor, dar în limitele acordului cu autoritățile imperiale. Andrei Șaguna a fost ultimul din șirul de oameni ai bisericii aflați la conducerea mișcării de emancipare națională a românilor transilvăneni. Încă dinainte de Revoluția din 1848, statutul de lider național al clericilor a început să fie contestat de intelectualitatea laică. Sub influența luminismului, ea a început să manifeste indiferență, ba chiar scepticism față de biserică și de teologie, dar nu a manifestat atitudini ostile religiei sau clerului. Așa cum a subliniat Kate Hitchens. Intelectualii considerau Biserica, datorită condițiilor istorice în care se dezvoltase, în primul rând drept o instituție națională care avea sarcina de a fi receptivă la nevoile materiale și spirituale ale poporului. Intenționau astfel să transforme Biserica și Clerul în instrumente ale schimbării sociale și să le pună în armonie cu ceea ce ei numeau Spiritul Vremii. Conflictul cu o personalitate atât de autoritară și copleșitoare cum era Andrei Șaguna devenea inevitabil. Intelectualii laici voiau să preia conducerea mișcării naționale și să o orienteze spre un program de revendicări economice, ignorate de conducerea ecleziastică și politice în concordanță cu interesele și aspirațiile clasei de mijloc ce apăruse în rândurile românilor transilvaneni. Evenimentele au favorizat eforturile intelectualilor laici. Preocupat să nu agraveze conflictul cu ungurii, împăratul a pus capăt dietei din Sibiu, 1 septembrie 1865, și a convocat o alta, aleasă prin vechiul sistem din 1791, ceea ce a readus o mare majoritate maghiară. Deputații majoritari s-au grăbit să voteze Unirea Transilvaniei cu Ungaria, ignorând protestele reprezentanților români și sași. Războiul Austriei cu Prusia și înfrângerea armatei austriece la Sadova, 1866, a precipitat decizia lui Franz Iosef de a așeza pe noi baze Imperiul Austriac. Pentru a curma tensiunile și conflictele cu ungurii, care reclamau o efectivă recunoaștere a identităților politico-naționale, reorganizarea Imperiului s-a făcut pe temiul constituirii unei monarhii dualiste. Austro-Ungaria, având ca urmare intrarea sub administrația guvernului de la Budapesta și a teritoriilor care aparținuseră regatului medieval ungar, inclusiv Transilvania. După o existență multiseculară, vechiul voievodat principat își pierdea individualitatea politică-teritorială și era încorporat Ungariei. Ceea ce au vrut revoluționarii unguri în 1848 era acum acordat oficial de Curtea din Viena legea naționalităților din 1868, legea 44 și legea învățământului, legea 38 din același an, au agravat politica de maghiarizare forțată. În partea ungară a dublei monarhii, legea naționalităților a proclamat existența unei singure națiuni, cea ungară, una și indivizibilă, ce cuprindea toate celelalte naționalități nemaghiare Alcătuind la unul înaltă majoritatea populației, ungurii reprezentau așadar o minoritate și în partea încredințată lor din dubla monarhie. Singura limbă oficială era cea maghiară. În ceea ce privește învățământul, limba maghiară era predată în toate școlile și avea monopol în învățământul universitar. Limbile naționalităților nemaghiare puteau fi folosite numai în învățământul confesional. Andrei Șaguna a izbutit să obțină prin statutul organic 28 mai 1869 existența unei structuri bisericești beneficind de o reală autonomie și întemeiată pe principiul electiv. Atât clerul cât și corpul didactic din școlile confesionale urmau să fie aleși la toate nivelurile, inclusiv episcopii și mitropolitul. Deși poziția lui Shagun a fost slăbită prin eșecul final al politicii sale de colaborare cu autoritatea imperială în beneficiul intelectualității laice, în mod paradoxal, cum remarcă Kate Hitchens, pe măsură ce presiunea constantă de maghiarizare a limitat activitatea în toate celelalte domenii, biserica și școlile ei au rămas ca și mai înainte principalele bastioane ale naționalității române. Afirmarea respicată a intelectualității laice a coincis cu șciziunea apărută în elita politică a românilor transilvăneni în privința atitudinii de adoptat față de noua situație creată de dualismul austro-ungar. Șaguna se pronunța în favoarea acceptării realității și a prezenței românești, oricât de modeste, în Parlamentul de la Budapesta. Majoritatea fruntașilor politici români era favorabilă refuzului de a participa la viață politică, pacifismul, pentru a exprima astfel nerecunoașterea noilor structuri politice. Necesitatea organizării politice era tot mai acut resimțită de românii din Austro-Ungaria. Întemeiat pe ideea activismului, ea ființă în 1869 Partidul Național al Românilor din Banat și Ungaria, condus de Alexandru Mocioni, urmat la scurt timp de Partidul Național Român din Transilvania, condus de Ilie Măcelariu, care adoptă tactica pasivistă. La circa o lună de la întemere, partidul a fost interzis de autoritățile ungare. Pe măsură ce statul român, născut din Unirea Principatelor, se consolidează, se amplifică și relațiile dintre românii de dincolo și de dincoace de Carpați. Încă de la adunarea de la Blaj, din timpul Revoluției din 1848, țăranii prezenți strigaseră: Noi vrem să ne unim cu țara. Pentru ei muntenii și moldovenii întruchipau țara lor, a tuturor românilor. În timpul războiului de independență, 1877-1878, românii transilvaneni și-au exprimat prin diverse forme, colecte, voluntari, etc., solidaritatea cu statul român. În 1881, puțin timp după proclamarea regatului, românii din Transilvania și Banat s-au unit în Partidul Național Român, având ca principale obiective autonomia Transilvaniei, folosirea limbii române în justiție și administrație, autonomie bisericească și școlară, o nouă lege electorală întemeiată pe votul universal, etc. Lui Nicolae Iorga, programul îi se părea fără nicio legătură aparentă și mărturisită cu programul de la 3 mai 1848, și iarăși, fără vreo legătură cu tendințe mai înaintate și mai îndrăznețe ale generației ce se ridica. Foarte rigid în aparență, dar foarte slab în ce privește sistematizarea. Acțiunea cea mai spectaculoasă a Partidului Național Român a fost memorandumul prezentat împăratului. Cei cinci semnatari: Ioan Rațiu, Gheorghe Pop de Băsești, Eugen Brote, Vasile Lucaciu și Septimiu Albini. Denunțau gravele inechități și brutalități ce loveau populația românească pe plan național, electoral, școlar, administrativ, agrar și al presei. Franț a refuzat să primească memorandumul și l-a expediat guvernului Ungar, care a intentat proces autorilor săi și altor fruntași ai Partidului Național Român. Procesul memorandiștilor a prilejuit puternice manifestații de solidaritate românească și de simpatie din partea unor personalități de prestigiu din Europa. Politica de maghiarizare promovată de guvernul de la Budapesta și persecuțiile, mai ales cele care au lovit presa românească, au alimentat curentul de simpatie din cadrul opiniei publice din România, tot mai atentă la suferințele conaționalilor de peste Carpați. Un rol important în consolidarea acestui curent a jucat Liga pentru unitatea culturală a românilor, creată la București în 1891, în scopul cooperării cu românii din teritoriile ajunse sub stăpânire străină și al sprijinirii ridicării lor culturale. Sub îndrumarea lui Nicolae Iorga, Liga a desfășurat o activitate rodnică, unul din centrele ei cele mai importante fiind Universitatea Populară de la Vălenii de Munte, ale cărei cursuri au fost frecventate de români de pretutindeni. În conștiința colectivă românească, Ardealul a căpătat preponderență în raport cu celelalte teritorii românești aflate în frontiere străine și a sfârșit prin a deveni o obsesie națională. Ardealul, Ardealul, ne trebuie Ardealul, proclama un foarte popular marș. Curentul de opinie publică favorabil eliberării Ardealului a căpătat asemenea amploare încât a jucat un rol hotărător în a face inoperantă în 1914 alianța României cu puterile centrale.